Vă rog să mă ascultați puțin. Avem o zi deosebită. Am ajuns campioni astăzi. Asociația Județeană de Fotbal, reprezentată prin domnul președinte Dincă Dorinel aici de față, dorește să vă înmâneze medalile și cupa de campioni. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând vreau să vă felicit pe dumneavoastră, întreaga echipă, întregul oraș, spectatorii. Aveți un public extraordinar și o galerie cum multe echipe ar fi invidioase să aibă. Jucătorii, în primul rând, meritați felicitările întregii asociații și a fotbalului județean, a observatorilor, a arbitrilor și a lumii fotbalistice din Călăraș. Vreau să închei prin a vă ura succes la barajul pe care aveți să-l disputați. În acest an Călărașul să fie reprezentant în Liga a doua și cu două echipe în Liga a treia. Vă urez multă baftă! Vreau să începem festivitatea de premiere și îl anunț să vin aici în față pe Ștef Octavian! Silvio! Constantin, Ștefan, Bogdan! Vicentovici, Robert! Giugiumica Laurențiu! Ungureanu Petrică! Moga Nicușor! Alexandru! Iulian Codalbu! Stoica Gabriel! Stoica!
Porumbel Ștefan! Leonard! Și Pinta! Bogatul Virgil! Organizatorul de competiții Șerban Alexandru! Mare o festă, uite! Președintele clubului Pițoi Ion. Mulțumim frumos. Și acum bănuiesc că știți cine urmează. Cel care, căruia îi datorăm ziua de astăzi și tot fotbalul din ultimii ani. Domnul primar al municipiului Oltenița, domnul Țone Petre. Aș vrea să mulțumesc întregii echipe, să vă spun că, în opinia mea, nu e decât primul pas și mai avem multă muncă. Dar pentru că medalii sunt puține, dați-mi voie să ofer medalia mea unui reprezentant al galeriei. O merită cu multă, multă. Echipa spre câștigarea
mulțumim, tata, lasă-mă, domnul primar.